Cristiano Ronaldo a anunțat faptul că băiețelul său a încetat din viață. Cu cea mai profundă tristețe a noastră trebuie să anunțăm moartea fiului nostru. Este cea mai mare durere pe care o pot simți părinții, a transmis celebrul jucător de fotbal. Tragedia momentului în familia lui Cristiano Ronaldo. Într-o postare pe contul personal de socializare, fotbalistul a anunțat faptul că și-a pierdut fiul, mai exact soția acestuia, Georgina, era însărcinată cu gemeni, un băiat și o fată, însă băiatul a murit chiar la naștere. Doar nașterea aficii noastre ne dă puterea de a trăi acest moment cu puțină speranță și fericire. Vrem să mulțumim medicilor și asistentelor pentru îngrijirea și sprijinul acordat, a transmis fotbalistul într-un mesaj postat pe contul său de Instagram. Cristiano Ronaldo susține că atât el cât și soția sa sunt devastați de pierderea suferită și preferă să ceară intimitate, fără a mai dori să ofere declarații în acest sens. Suntem devastați de această pierdere și cerem intimitate în acest moment dificil. Bebe, tu ești ingerul nostru, noi te vom iubi mereu, a mai scris acesta. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au anunțat în octombrie 2020 că așteaptă gemeni. Atunci fotbalistul se arăta extrem extrem de fericit pentru că va urma să fie tată din nou.